Construim, producem, ne dezvoltăm. Dar cu ce preț? De multe ori nici nu ne gândim la efectele pe care le avem asupra mediului înconjurător și la modul în care acestea se întorc asupra noastră. Reducerea habitatelor naturale și dispariția refugiilor tradiționale conduc la scăderea drastică a numărului de indivizi a numeroase specii de insecte. Până acum, clădirile vechi cu pereți din chirpici, acoperișuri de șindrilă și papură le asigurau refugiu. Dar imaginați-vă cum pot aceste insecte să-și facă un adăpost în pereții clădirilor din beton. Datorită noilor tehnici de încălzire, grămezile de lemne pentru foc și locurile de adăpost similare sunt tot mai rare. Astfel, nu este de mirare faptul că în unele zone mai dezvoltate din Europa de Vest, multe specii de insecte polenizatoare au dispărut. Adesea, agricultorii uită de avantajele uriașe oferite de aceste viețuitoare minuscule și ei înșiși le distrug. Utilizarea intensivă a pesticidelor a cauzat reducerea drastică a numărului de insecte. Pentru multă lume, aceasta poate părea chiar o veste bună, dar gândiți-vă că acestor viețuitoare, care la prima vedere par nesemnificative, le datorăm legumele și fructele proaspete pe care le consumăm zi de zi. Numeroase specii de insecte au roluri cheie în ecosistem. Prin distrugerea insectelor dăunătoare, insectele prădătoare sunt de fapt un instrument important în protecția plantelor pe cale naturală și astfel aduc beneficii semnificative agricultorilor. În timp ce insectele prădătoare distrug insectele care sunt nocive pentru agricultură, alte insecte joacă un rol important în înmulțirea culturilor prin polenizare. Conform unei estimări recente, beneficiul polenizării la nivel global este de aproximativ 265 miliarde de euro. Ezeknek a hiányában, fără insecte am avea o recoltă mult mai săracă. În numeroase țări există date privind numărul scăzut al insectelor polenizatoare, astfel încât în unele regiuni e nevoie ca oamenii să polenizeze plantele. Numai în asemenea cazuri putem evalua cu adevărat beneficiile oferite de aceste insecte. És ilyenkor tudjuk valójában felmérni azt a hasznot, amit ezek a rovarok tudnak nyújtani. Toată lumea cunoaște munca benefică desfășurată de albina meliferă. Aceasta nu trebuie prezentată nimănui. Însă numai puțin cunosc faptul că, pe lângă albinele care produc miere, albinele sălbatice și viespile, care trăiesc în singurătate, ne aduc numeroase beneficii. Pe lângă florile de câmp și cele din grădini, pe care diferitele specii le vizitează cu predilecție, acestora le place să își petreacă timpul și printre petalele pomilor fructiferi. Cu toate că se mobilizează din interes propriu, căutându-și hrană, ele contribuie în același timp la polenizare. În momentul în care se așează pe o floare, polenul se prinde de corpul lor pufos. Mai apoi, ele se curăță, măturând polenul spre a treia pereche de picioare din spate, iar când s-a strâns suficient polen, fac două bile din acesta și apoi le stochează pe post de hrană. Cu bulinuțele lor negre, buburuzele nu sunt preferate numai de fetițe, dar și de producătorii conștienți de legume și fructe. Buburuzele desfășoară o activitate de neprețuit împotriva insectelor dăunătoare. Această drăguță insectă se ospătează cu păduchii de frunze sau cu acarienii. Cu câțiva metri mai încolo, braconidul are noroc. Are de unde să aleagă din mulțimea de păduchi de frunze, care vor servi drept hrană pentru larvele sale. Totodată distruge eficient omizile și alte insecte dăunătoare. Își depune ouăle în corpul omizilor sau altor animale gazdă paralizate, pe care mai apoi larvele le consumă de vii. Aceste neuroptere atât de arătoase nu sunt nici pe departe îndrăgite în lumea insectelor. Larvele acestora consumă într-o singură zi aproape 50 de păduchi de frunze, iar în numai o oră consumă același număr de acarieni.
Înainte să apară pesticidele, acești mini-prădători aveau grijă ca în grădinile cu legume și în livezi numărul insectelor dăunătoare să fie cât mai mic. Pentru a proteja aceste specii benefice și pentru a le asigura un adăpost, Asociația E-Consult Satu Mare a amenajat așa numite hoteluri pentru insecte. Aceste hoteluri pentru insecte sunt folosite la nivel global de către ecologiști, iar acum, pentru prima oară în România, Asociația E-Consult Satu Mare prezintă această metodă economică și ecologică. În 40 de localități din 4 județe din țară, Satu Mare, Maramureș, Bihor și Sălaj, au fost amenajate aceste adăposturi artificiale. Obiectivul acestei inițiative este de a împiedica distrugerea ecosistemelor și de a conserva habitatele acestor specii. Amenajarea unui hotel pentru insecte este relativ simplă și în cele mai multe cazuri nici nu costă nimic. Hotelul poate fi făcut dintr-un dulap vechi, o structură asemănătoare unor rafturi construite din scânduri, poate avea orice formă și orice mărime, esențial este să fie umplut cu materiale naturale care corespund nevoilor viitorilor locuitori ai hotelului. Aceste hoteluri pentru insecte pot asigura adăpost pentru cele mai multe specii polenizatoare întâlnite la noi. Fiind construite din tulpini tubulare uscate, cărămizi din chirpici, grinzi cu capetele găurite sau butuci de lemn, își găsește adăpost aici viespea săpătoare, albina zidar, albina tăietoare și multe alte specii. Aceste hoteluri au totodată și încăperi locuite de insecte prădătoare. Prin amenajarea acestor hoteluri pentru insecte, Asociația E-Consult Satu Mare a contribuit la protecția activă a insectelor polenizatoare și prădătoare din 40 de așezări din zona nord-vestică a țării. Pe lângă faptul că acestea asigură un adăpost artificial speciilor vizate, hotelurile pentru insecte servesc drept exemplu pentru comunitățile locale, sprijinind astfel agricultura sustenabilă. Pentru a sensibiliza oamenii cu privire la importanța speciilor prădătoare și polenizatoare, au fost organizate numeroase acțiuni de conștientizare. Metodele ecologice de agricultură au fost promovate în mass media, iar în școli au fost organizate ore de educație ecologică și de protecția mediului. În toate localitățile în care au fost amenajate hoteluri pentru insecte, voluntarii au organizat activități pentru viitori agricultori sau factori de decizie. Pe lângă prezentările multimedia, prin intermediul unor mici jocuri, participanții au putut face cunoștință cu importanța insectelor, respectiv beneficiile ecologice și economice ale hotelurilor pentru insecte. Văzând simplitatea acestor adăposturi artificiale și faptul că, practic, amenajarea lor nu costă nimic, mulți dintre participanți au avut inițiativa de a le construi și în propriile curți. Tocmai acesta este scopul, ca exemplul benefic să fie urmat și tot mai multe persoane să amenajeze asemenea hoteluri pentru insecte. Aceste construcții simple, dar foarte benefice, servesc drept hoteluri de lux pentru insecte, asigurându-le siguranță și comoditate. Această viespe săpătoare își caută o cameră goală. Nu îi place să își împartă adăpostul cu alții. Trăiește în singurătate. După ce și-a ocupat încăperea dintr-o tulpină cu aspect buretos, admiră peisajul până când este întreruptă de un oaspete nepoftit. Nu are chef să interacționeze. Îi alungă pe toți cei care încearcă să-i ocupe camera. Și ploșnița își încearcă norocul, aruncă o privire înăuntru, dar decide să își caute o altă cavitate și merge mai departe. Cu câțiva metri mai încolo putem fi martorii unei lupte pentru hrană. Calcidoidul caută nectar, însă furnica nu este dispusă să își împartă hrana și îl poftește afară din floare. Asemenea unui bloc cu apartamente, într-un hotel pentru insecte, agitația este mare. Insectele zboară continuu de aici colo,
Cele mai bune locuri au fost deja ocupate și au fost amenajate leagănele urmașilor. Într-o galerie, femela creează chiar și 6-7 compartimente, pe care mai apoi le zidește. În aceste camere depun câte un ou. Femela aduce și hrană din belșug, așezând-o în galerie pentru larve. După munca ostenitoare, îi cade bine să se și odihnească puțin. Mai apoi, prinde noi puteri și pornește din nou la drum. Adesea și prădătorii cad victime. Această viespe de aur scanează zona. Ea nu caută o cameră goală, ci o interesează leagănele deja ocupate. În timp ce viespea mamă săpătoare zboară liniștită din floare în floare, crezând că ouăle sale zidite sunt în siguranță, viespea de aur se străduiește să spargă aceste lăcașuri. Deschide compartimentele pentru a paraliza ouăle depuse de viespea săpătoare, pe care își depune propriile ouă, care mai târziu vor consuma omizile paralizate. Cu toate că acest fenomen poate părea o nedreptate a naturii, datorită acestuia este asigurată reglarea numărului de indivizi. Natura începe să se liniștească. S-a terminat munca pentru ziua de azi. Viespile se retrag să se odihnească în hotelul pentru insecte, iar albinele își caută câte o floare pe care să poată dormi. A doua zi, totul începe de la început, până când își depun și ultimele ouă, asigurând astfel supraviețuirea speciei.